Autoritățile malaeziene au anunțat că în data de 23 ianuarie au fost demarate noi căutări ale aeronavei care la 8 martie 2014 dispărea de pe ecranele radarelor la scurtă vreme după decolarea de pe aeroportul din Kuala Lumpur cu destinația Beijing. La bordul avionului care efectua zborul MH370 se aflau 239 de persoane. Operațiunile de căutare a rămășițelor avionului se derulează pe o perioadă de aproximativ 3 luni. Acțiunile sunt realizate cu ajutorul a 8 drone dotate cu sonore și cu camere de filmare capabile să ajungă până la adâncimi de 6.000 de metri. Acestea sunt amplasate pe o navă sub pavilion norvegian ce aparține unei companii specializată în cercetări submarine. Acordul dintre această firmă și guvernul malaezian prevede ca plata celor aproape 70 de milioane de dolari pentru serviciile efectuate de companie să se facă doar în cazul în care vor fi descoperite rămășițele avionului sau cutiile negre. Zona supusă noilor investigații are o suprafață de 25.000 de kilometri pătrați. Aceasta se întinde la nord de regiunea anterioară cercetată în partea de sud a Oceanului Indian. Ultimele căutări ale aeronavei au fost suspendate în luna ianuarie 2017. Cele mai ample cercetări pe mare din istorie s-au desfășurat în cooperare cu Malaezia și China, fiind coordonate de Australia. Majoritatea victimelor dispărute în accidentul aviatic erau de origine chineză.